Angajații din sistemul medical nevaccinați anti-COVID-19 vor trebui să prezinte la locul de muncă certificatul verde care atestă că au fost vaccinați, că au trecut prin boală sau că au fost testați. Cei care nu dețin un certificat cu aceste informații riscă suspendarea contractului de muncă pentru o perioadă de 30 de zile. Ministrul interimar al sănătății a declarat recent că personalul medical nevaccinat riscă suspendarea, apoi concedierea. În cazul în care nu se prezintă certificatul verde, avem de-a face cu o persoană din sistemul medical care nu este vaccinată, nu a trecut prin boală și nu se testează. Va fi suspendat contractul individual de muncă, respectiv după 30 de zile de la suspendare, poate avea loc și încetarea contractului de muncă. De asemenea, proiectul de lege prevede și sancțiuni care se aplică conducătorului unității sanitare, dacă nu respectă prevederile acestei legi, a declarat ministrul. Asta e legea, asta trebuie să o facă. Pentru că... Considerați că și medicii ar trebui vaccinați? Și dacă medicii sunt suspendați 30 de zile, serviciul cine îl face? Să fie ce vrei. Așa cum a pus, așa să facă. Angajații din sistemul medical nevaccinați anti-COVID-19 vor trebui să prezinte la locul de muncă certificatul verde care atestă că au fost vaccinați, că au trecut prin boală sau că au fost testați. Cei care nu dețin un certificat cu aceste informații riscă suspendarea contractului de muncă pentru o perioadă de 30 de zile. Ce părere aveți de faptul că medicii vor fi obligați să aibă acel certificat verde dacă nu vor fi suspendați 30 de zile? Am o părere proastă, da. O să-i piardă și pe ăștia de aici. N-au cap, n-au ce să-i conducă. Ne-au adus în sapă de ele. E un abuz. Nu poți să obligi pe cineva la viață, nici să iei viața, dar nici să-i o dai. Nu poți să-i dai și nu poți să iei ceea ce nu poți să-i dai. Așa că să-și mai vadă ăștia Arafat de treaba lui, să ducă în Palestina, de unde este el, și să ducă acolo vorbele astea și ce vrea el să facă. Pe mine nu mă interesează. Pe mine mă interesează. Știu să mă protejez. Mă protejez că știu că există acest virus. În orice caz, orice primăvară, orice toamnă, orice iarnă, e cu probleme de sănătate. Angajatorul este cel care decide dacă va întrerupe de tot contractul angajatului după ce expiră perioada de 30 de zile. Măsurile sunt valabile atât pentru sistemul de stat, cât și pentru cel privat. Aceste informații sunt cuprinse într-un proiect de lege pus în transparență decizională de Ministerul Sănătății.